Hei, salutare tișilor! Bine v-am găsit la un video mai special, mai controversat, pentru că e momentul să spun că am greșit. Da, am greșit pentru că am fost prea optimist cu anumite chestii, chiar dacă eu în viața de zi cu zi nu sunt optimist deloc. Am încercat să insuflu optimismul ăsta în cei care se uită acum la, la mine, la acest vlog. Și se pare că am fost mult prea optimist cu câteva chestii. Prima chestie cu impozitul pe salariile etișilor niciodată nu am crezut că se va introduce în perioada aceasta, în acești ani, pentru că ați văzut timp de vreo 20 de ani a fost foarte greu să se introducă acest impozit, chiar și acum când l-au introdus, impozitul pe salariile it l-au introdus cu un prag de 10.000 de lei brut, dacă nu mă înșel. Deci nu l-au introdus full, fără nicio scutire, ci au păstrat o scutire destul de mare, de 10.000 de lei. Deci de aici poți să vezi cât de greu a fost să bagi acest impozit, cât de greu e să schimbe acest lucru. A fost o schimbare foarte, foarte grea pentru că IT-ul e un domeniu foarte complex care aduce destul de mulți bani la buget și e nașpa să să-l schimbe așa de pe o zi pe alta, mai ales cu niște taxe, pentru că IT-știi Fac un lobby destul de bun. E un mini brand de țară IT-ul în România, trebuie să recunoaștem asta. Deci, e destul de greu să introduc acest impozit cred că lucrurile din punct de vedere economic stau extrem, extrem de prost, de a au, trebuit să, trebui să facă acest lucru. Da, s-a dat legea în acest moment, eu încă sper că o să se schimbe ceva, nu știu, la Curtea Constituțională, printr-o moțiune de cenzură, nu știu, o să vedem. Mai am o speranță mică, mai, mai sunt așa pozitiv puțin, dar tot ce e posibil să, să se meargă mai departe cu, cu acest impozit. Acum, tot legat de impozit, pe blog de IT.ro e un articol foarte bun scris de Mircea, colaboratorul meu pe partea de conținut, în care ieși și un calcul cu salariu mediu net din acest moment, în care e în jur la 10.000 de lei. Deci salariu net mediu în IT, 10.000 de lei în mână. Asta, asta e media. La salariul ăsta, dacă nu mă înșel, taxele sunt de vreo 6,5% din brut. Asta se, se duce în jurul valorii de 1000 1000 și un pic de lei. Deci practic dacă tu câștigi salariul mediu net în acest moment în IT de 10.000 în jur de 10.000 de lei, după uh, aplicarea acestui nou impozit, o să câștigi cam 9000 de lei, o să scadă cu 1000 de lei. Acum, al doilea lucru despre care vreau să vorbesc legat de acest impozit e faptul că probabil majoritatea companiilor IT nu o să mărească salariile cu această sumă, nu o să-ți mărească brutul astfel încât să-ți rămână același net. Nu o să suporte ele aceste impozii pentru că deja lucrurile merg așa și așa înainte, deja sunt o grămadă de taxe, ne aflăm la sfârșit de an și de obicei în prima parte anului sunt renegocieri salariale, măriri salariale și atunci probabil dacă nici nu știu când intră în vigoare această legi, dacă de la 1 octombrie o să plătim impozii sau de la 1 ianuarie, oricum dacă plătim de la 1 octombrie, nu, nu cred că o să se schimbe nimic, o să scadă salariile pentru că nu cred că vor companiile să dea o mărire în octombrie, noiembrie și apoi să mai dea una ianuarie, probabil o să ne lase așa 3 luni de zile, 4-5 și la anul o să se dea o mărire de salariu care o să fie foarte mică, având în vedere și inflația foarte mare. Practic, anul acesta, dacă nu ai avut o mărire de salariu de, nu știu cât să zic, minim 20% ai pierdut bani, 10% din inflație și încă bă, aproximativ 10% din acest uh, nou impozit. Deci a fost un an greu pentru it -ști. Acum, încă o chestie cu care am greșit e partea asta de angajări și concediere. Acum ceva timp am făcut un video pe care îl pun pe aici pe undeva pe sus în care vorbeam despre concedierile din state și cum nu se mapează ele la România. Aveam dreptate parțial acolo pentru că nu e același lucru să fi concediat de Facebook o companie de produs care produce miliarde versus o companie de outsourcing din România care produce extrem de puțin bani și are, o margin, are un margin mic. Nu, nu e chiar același lucru. Dar uite că și la noi au venit acele concedieri. Credeam că lucrurile o să fie mai bine, dar uite că nu sunt. Ne Lăsând la o parte acele uh, mici și puține cazuri în care se închid companii sau se desfințează posturi, foarte mulți oameni sunt împinși spre a-și da demisia pentru că, din tot felul de motive legale, e mai ok să-și dea omul demisia decât să fie dat afară. Acum, chestia e că dacă îți dai tu demisia, nu o să primești uh, șomaj. În calculat acum cât este șomajul pentru un ITist cu un salariu mediu din asta de 10.000 de lei net și e pe undeva pe la 1.400-1.500 de lei pe lună timp de vreo 9 luni sau 10 luni, ceva de genul acesta. Deci nu îl primești la anii sfârșit. Acum 10 luni ori 1.400 de lei e 14.000 de lei. Deci un salariu și jumătate primești dacă ești dat afară. E un pic mai complicat să fii dat afară, dar să zicem că ești dat afară Asta primești de la statul român, 14.000 de lei pe parcursul a 9 luni. În schimb, majoritatea companiilor, când cer oamenilor să-și dea demisia, ca să fie totul mai ușor, să uh, scape de niște oameni care nu au proiecte, care uh, nu știu, au salarii poate prea mari, pur și simplu vor să scape de oamenii ei, este să îi uh, convingă să-și dea demisia cu niște salarii compensatorii. Am văzut că cifra normală vehiculată în foarte multe locuri este de 2 salarii. Acum, ce vin eu să vă spun este să negociați aceste, aceste salarii. Două acoperă partea de șomaj, deci mai bine e 2 salarii și îți dai demisia decât să nu ți dai demisia, să fii dat afară și să primești 1400 de lei timp de 90 luni. Calculul e mai bun să, să pleci tu de bună voie cu două salarii. Dar două salarii e puțin mai ales în momentul acesta în care joburile și angajările nu merg foarte bine, merg, merg, destul de slab. Sunt foarte, foarte mulți oameni care vin noi pe piață, sunt mulți oameni cu experiență care și-au dat demisie, au plecat din companie, și caută un alt job și concurența e extrem de mare pe mult mai puține joburi decât, decât înainte. Deci e un crunch pe piața asta a joburilor din IT. Prin urmare, două luni de backup e cam puțin. Am citit pe Reddit o grămadă de cazuri de oameni care stau de 5 luni, de 7 luni, mai bine de un an și oameni cu experiență, de la 5 ani de experiență în sus chiar foarte mulți ani de experiență mă Rog, având în vedere domeniul și noutatea lui, care nu reușește să se angajeze, deși la interviurile tehnice totul merge bine. Și să fii super bun și să aplici la joburi și să treci de aceste interviuri și să nu fii angajat eu, este destul de nașpa în economia de acum, cu tot ce se întâmplă în, în țara asta. Deci, din nou, să recapitulez, am greșit pe partea asta cu impozitul. Eu sunt pentru impozitarea salariilor în IT, dar în niște condiții. Bune, adică să vedem exact impactul. Am citit impactul din lege, poate e o greșeală pe pe DG24, poate nu, impactul e între 500.000 și un miliard de euro. E un, e un range foarte mare, e ca și cum ar zice că impactul acestor taxe va duce la buget între un leu și un miliard de lei asta poate să zic oricine, deci nu știu dacă e reală informația, dar tot timpul eu am zis că sunt pentru impozitare, dar să vedem câți bani se strâng, dacă ajută cu ceva banii aia, unde se duc banii aceia și poate tot așa făcut treptat, nu brusc te trezești după 20 de ani că introduci un impozit de 10% și să se descurce toată, toată industria. Am crezut că nu se întâmple, uite că s-a întâmplat am greșit oarecum. Și partea asta cu concedierile și cu joburile puține și cu tot ce se întâmplă acum, din nou și aici am greșit, am fost prea optimist. Acum, din nou, încerc să nu fiu extrem de optimist, dar cred că o să se rezolve, o să revină joburile, o să revină proiectele, probabil într-o perioadă de vreun an. Probabil nu știu, să vedem cum, ce o să se mai întâmple cu economia globală. Acum foarte multe companii strâng cureaua, nu sunt foarte multe proiecte. Ca idee e necesară în continuare mă, informatizarea într-o grămadă de domenii, o grămadă de chestii, dar companiile încă nu, nu, vor să vină cu banii ca să facă proiectele alea. O să vină poate peste un an, peste doi, peste cinci, o să fie lucrurile mai bune 100%, Acum nu sunt în, în cel mai bun punct lucrurile când vine vorba de IT. Bun, cam atât cu acest update, să vedem ce se întâmplă în următoarele luni. Sperăm să ne vedem cu toții cu, cu bine, cu joburi, cu salarii ok. Și nu uita să dai un share, să dai un like, să-mi lași un comentariu cu părerea ta despre ce o să facă companiile în legătură cu salariile și cu impozitul, cu joburile, dacă ai prieteni care, bă, nu știu. Nu și găsesc job deși au experiență și așa mai departe. Mersi că te-ai dat, ne vedem data viitoare.